Bună seara, dragi prieteni! Ne reîntâlnim cu prietenul nostru de peste ocean din Statele Unite, Scotty Sachs, la o nouă dezbatere privind ce se întâmplă în America, dar și în lumea largă. Îi spun bun venit prietenului nostru. Hello, Scotty, can you hear us? Bună seara! Oh, again in Romania. Bună seara, dragă prieten! So, good to see you. We are glad to be together again. Deci, în cele 7 emisiuni pe care le-am făcut cu Scotty în săptămânile precedente, am discutat despre războiul pe care îl poartă globaliștii cu populația lumii și am vorbit despre războiul financiar, războiul informațional, războiul împotriva copiilor, împotriva sănătății. În ultima emisiune, sau chiar în ultimele două, am vorbit despre afacerile ilegale ale familiei Biden. Am adus mai multe argumente, probe, dovezi. Și astăzi o să vorbim despre un subiect foarte important care nu se referă numai la situația din America, ci din marea parte a lumii. Este vorba de manipularea prin mass media și mai exact de o operațiune anume care se numește operațiunea Mockingbird. So, Scotty, what does it mean this term, Mockingbird operation? Well, the term Mockingbird, Marvin, is kind of a play on words, really. It really has to do with an echo chamber of repeating the same thing over and over and over again, which we know the news in America. For example, if you were to watch 10 different television news networks and change the channel in a given night, you'd hear the same copy points, the same talking points on all 10 channels. That's Operation Mockingbird, how they control the talking points, how they present them through newspaper, TV, and radio. And it's all done through the control of the CIA. And that's what Operation Mockingbird is all about. And we'll talk about that at length today. You know, a good place to start, Marvin, would be to bring up the memo you have from the CIA, right, which says it all. Great. Yes, we'll do it. Așadar, ce înseamnă acest nume, cod, Mockingbird? Practically, bird comes from a bird. It's a flying object. Yes. Is there any connection with the bird? Why it's called Mockingbird? Notice Twitter logo was a bird, if you remember. Uh-huh. It's now called X. Elon Musk changed the name of Twitter to X. The bird is a term, again, a play on words. Sting like a bird. We have an expression in America when somebody is going to give themselves up and make a deal with the government and give evidence about other people and other crimes. We call that singing like a bird. Uh-huh, yes, it's clear. So, Mockingbird Media is the mainstream media singing like a bird in chorus, in unison, all singing the same song, Marvin. Yes, it's much more clear now. Așadar, ce înseamnă acest nume de cod? În ultima parte a intervenției sale, Scotty ne-a arătat că acest nume vine de la a cânta ca o pasăre, adică e acea situație când cineva care a fost prins de poliție începe să ciripească, să spună tot felul de lucruri care fuseseră secrete, tot ce vor polițiștii să afle, să-l scurgă de informații. Ei bine, termenul a fost transpus pentru întreaga media, care chipurile cântă ca un cor, toate canalele din America, toate ziarele, toate televiziunile repetă același lucru și asta ne spunea Scotty și la început când l-am întrebat, este operațiunea Mockingbird se referă la un fel de regurgitare a acelorași elemente care tot sunt repetate pe diferite tonalități, pe diferite posturi, oriunde schimb canalul în America, ți se livrează exact aceleași idei până intră puternic în capul telespectatorilor. Și acest control asupra populației prin intermediul media este exercitat de serviciile secrete, în special de CIA.
Acest termen mockingbird vine și de la un logo cu o pasăre care a fost inițial simbolul platformei Twitter. Acum am văzut că s-a schimbat cu Elon Musk, se numește X. All right, so we explained, and now we'll show that document. O să rog regia să arătăm un document. Documentul, nu, asta e o poză. Deci e un document din serviciile secrete cu text. Așa, acesta este. Este din anii 50 și scrie acolo în stânga sus, operațiunea Mockingbird a fost un document strict secret, a fost ulterior desecretizat și se referă la faptul că se folosesc anumite cuvinte cod în publicațiile din America și ele sunt inserate în mod intenționat, deci astfel încât să intre în subconștientul oamenilor. So, they mentioned there about some key code words. So, they insert in the columns of newspapers, so the readers are subjected to a brainwash system. Este un sistem de spălare a creierului. The whole Mockingbird system is designed to indoctrinate and brainwash the public. And I think in order to understand it, we need to first talk about who is behind Operation Mockingbird, who created it and why. So we'll start with the who and we'll get to the why. Great. The United States government... Please let me translate. Deci, tot sistemul acesta Mockingbird, tot proiectul, are ca obiectiv îndoctrinarea și spălarea creierelor populației, publicului, dar, ne spuneți, Cate, ar fi important să înțelegem în primul rând cine este în spatele, cine a creat și cu ce scop, de ce. Și mai întâi o să căutăm să înțelegem cine sunt cei care au creat acest proiect. So, who are they? Well, first we have to start with the governments focused on the United States of America, Washington, D.C., the criminal corporation. We know Washington, D.C. in the United States in 1871 were set up as a corporation. This corporation intended to set out to control the narrative and the conversation and the public discourse. They decided what was going to go out through the media was going to be controlled by the government. In other words, we have an illusion of a free press. The American public believes our news journalists are independent and free to report and research and investigate, but in fact are controlled by this central organization, and it's all controlled through the CIA. I'll stop there. Așadar, vrem să înțelegem cine este în spatele acestui proiect de control media. Și Scati ne spune că este vorba despre însuși guvernul Statelor Unite cu baza la Washington DC, cartierul general, care de fapt guvernul este o corporație infracțională încă din anul 1871. Acest control asupra narațiunii se referă la toate discursurile, tot ce se discută public și s-a ajuns la concluzia că media nu mai poate fi lăsată liberă, adică s-a ajuns în sensul că cei din guvernul Americii, iar aceste sloganuri cu libertatea presei, libertatea de exprimare, reprezintă mai degrabă o iluzie pentru public în America, dar nu numai, și s-a urmărit practic să se spulbere această independență a publicațiilor, totul este în realitate controlat de CIA. Sigur, mai apar anumite voci care mai spun adevărul, dar în corul general al mass media ele sunt cu ușurință ignorate, adică devin nesemnificative. I said that of course there are few voices in America that
are independent and free as yourself, but comparing with the general chorus of media, which is huge, it's easy to neglect. I mean, the general public are seeing, first of all, the mainstream media. And six companies own 90% of the media. Only six companies, and those six companies are controlled and are under the auspices of Mockingbird, Project Mockingbird. So the CIA, our Central Intelligence Agency, was created ostensibly, supposedly, Marvin, to spy on foreign adversaries and enemies, not on Americans in the homeland. They were never intended, the CIA, to be used against the American people. They were supposed to be an intelligence agency set up to keep our foreign enemies, our foreign adversaries, to get a leg up, to be one step ahead of them through intelligence. And who set up the CIA? The globalists. The globalist central bankers, their political sycophants in Washington, D.C. and London. And in a moment, we'll introduce the idea of the Five Eyes intelligence, which are the five English-speaking countries, which have been working together since the 60s. Da, spuneam că media centrală deține evident locul 1 în atenția publicului și Scati ne spune că toată media centrală, deși apare așa foarte diversă în America, este controlată de doar, nu toată, 90%, aproape toată, este controlată de doar 6 companii. Și tot ceea ce rostesc, tot ceea ce spun public aceste publicații, aceste companii, se face sub auspiciile proiectului Mockingbird, controlat de CIA. CIA, bineînțeles, a fost concepută ca un serviciu menit să apere America de inamicii externi. Dar iată că a ajuns să fie un mijloc principal de a considera proprii cetățeni în Statele Unite drept inamici. CIA ar fi trebuit să fie cu un pas înainte față de serviciile externe, serviciile altor țări și să pună în gardă America, dar iată că nu așa stau lucrurile. Și cine a făcut jocurile în acest fel, ne răspune Scati, globaliștii, această organizație transnațională, care are la bază, în primul rând, bancherii și își exercită interese prin intermediul politicienilor. Și ar fi cazul, să ne spuneți, Cate, să aducem în discuție și așa numita organizația celor cinci ochi, cinci țări vorbitoare de limba engleză. So, the Five Eyes are United States, Australia, New Zealand, Canada, and another one. United States, Canada, New Zealand, Australia, and Great Britain. Great Britain, of course. Deci, Statele Unite, ce organizație celor cinci ochi? Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Canada și Noua Zeelandă. Deci, aceste servicii lucrează împreună. They work together. They do. Before we get into that, Marvin, I think it's very important that your audience understands all of Operation Mockingbird is designed to fulfill their ultimate goal, the agenda of a one-world government. They felt if they were going to move us into a one-world government, they would have to indoctrinate it and control our minds to move us into the mindset of we need them to run the world. And they set out back in the 50s. They already had Agenda 2030. They knew they wanted to take us into their one-world government by the year 2030. So Operation Mockingbird, which is now 70-some years old, it's about 72 years old, Marvin, it's been around to move us into this mindset that will accept the one-world government. And we'll talk at length today about how they do this
how it works. What are the mechanics? How do they get the talking points to all the TV networks, all the radio, all the newspapers? And it started with the newspaper. That's who they infiltrated and subverted first. The memorandum we put up earlier had to do with the newspapers and publishing. That's where it started. Operation Mockingbird started with the CIA placing people in the newspapers in America, which in the 50s was the dominant media, to control the narrative that went out through the newspapers in America. Scotty vrea să ne sublinieze ceva foarte important, anume că scopul întregului proiect Mockingbird Media a fost să pregătească în conștiința publică, să implementeze, să insereze această idee că se va ajunge la un guvern mondial și se va fi instaurată noua ordine mondială. Sigur, ei au lucrat foarte insidios și au luat așa pas cu pas, vorba unui cunoscut de-al nostru, și au creat o întreagă agendă care urmărea să fie finalizată cam prin anul 2030. Sigur, ei ne vorbeau de lumea liberală, de privatizare, de tot felul de concepții atrăgătoare, seducătoare, dar în realitate doreau să îndoctrineze și să controleze mintea populației. Așa, au început încă din anii 50, deci proiectul este vechi de 70 de ani, și au început cu ziarele, în primul rând. Asta vom urmări în cele ce urmează, să decriptăm care au fost mecanismele, cum a început tot acest proces și care au fost pârghiile create. If you allow me, Scotty, I want to present to the public two quotes from very important people in America. First of all, it's somebody who wrote a book in 1957, William Sargent from Tavistock Institute, The Battle for Mind, a Psychology of Conversion and Brainwashing. And now I will put it in Romanian. Deci, dragi prieteni, o să vă prezint două citate foarte reprezentative despre cum au urmărit factorii de decizie din America să instituie aceste proiecte. În primul rând, trebuie știut că a existat un institut Tavistock, mai întâi fondat în Marea Britanie, care a urmărit în mod special controlul minții oamenilor, și iată ce spunea un personaj foarte important de la acest institut, William Sargent, care a scris cartea Bătălia pentru minte, o fiziologie a conversiei și spălării creierului, în anul 1957. Și el zice așa, citez: oamenii cărora le-a fost suficient de mult perturbată funcționarea creierului prin inducerea intenționată sau accidentală a fricii, mâniei sau surescitării, li se pot inocula numeroase idei. Manifestările în cadrul grupurilor sunt uneori caracterizate de termenul instinct de turmă și apar cel mai adesea în timpul războaielor, epidemiilor severe, ceea ce am avut de curând, și în general în perioadele de mare pericol, care măresc anxietatea și, prin urmare, sugestibilitatea la nivel individual și de masă. And I will offer another famous quote from ex-director of CIA William Casey in 1981. He said, we will know that our disinformation program is complete when everything what American public believes is under control. And this is directly connected with Mockingbird operation. Deci, William Casey, fost director CIA, spunea în anul 1981, legat clar de operațiunea Mockingbird, citez, vom ști că programul nostru de dezinformare este complet atunci când tot ceea ce crede publicul american este sub control. Am încheiat citatul. Deci, lucrurile astea au fost elaborate în institute, în cadrul serviciilor, și apoi au fost exercitate în interiorul media. I said as a conclusion that those steps has been elaborated
in institutes of psychology, of mass control, and then they were injected, so to say, in the mind of public through media. Yes. I think, Marvin, this is a good time to share one of my anecdote stories of a famous television journalist named Peter Jennings. He was the ABC TV number one news anchor. He was on every night at 6 o'clock in America for over a decade. Peter Jennings was a Canadian-born man that came to America and rose through the ranks of American journalism and became the top TV, the most trusted source for news. And I had the opportunity to sit with him one night alone, just he and I, in a discussion, and I'll share that discussion next. Este momentul, ne spune Cathy, să ne spună una din povestioarele pe care le-a pregătit. Este vorba despre o întâlnire pe care a avut-o într-o noapte, doar ei doi, cu cel mai faimos, cel mai celebru jurnalist al Americii, Peter Jennings. El era de origine canadian, a venit în America și a devenit un jurnalist extraordinar de cunoscut, lucra la postul ABC News și în fiecare zi, la ora 6, prezenta un anumit program. A devenit cea mai credibilă, cea mai importantă sursă de știri, de formatori de opinie din America în perioada respectivă. Și într-o noapte, așa cum spuneam, Scate și cu Peter au rămas amândoi de vorbă. And what did he tell you? So, Marvin, my grandfather did not like Peter Jennings. He said he was anti-Semitic, a Jew hater, and my grandfather was a Holocaust survivor. He was very sensitive to these things, and he said Peter Jennings in his news commentary was showing through that he was against the Jewish people. And my grandfather would throw things at the television, even flip a live cigar butt. He was smoking a cigar one night and he threw it at the TV of Peter Jennings and called him an anti-Semite Jew hater. So I decided, this is my only opportunity, I'm sitting alone with Peter Jennings. He's had 4 or 5 cocktails, so he's loosened up, he's been drinking. I'm going to ask him about my grandfather, and I'll stop there. Bunicul lui Scotty nu-l plăcea, your grandfather, I understood correctly? Yes, he didn't like. Right. Okay. Bunicul lui Scotty nu îl plăcea deloc pe Peter Jennings acesta și spunea că e un antisemit și atunci era foarte senzitiv bunicul respectiv. Totuși, Scotty a decis să îl verifice pe Peter atunci când a avut ocazia. Și i-a pus câteva întrebări mai specifice. Okay. So again, I waited till he had a number of drinks in him. He was feeling no pain. And I said, Peter, my grandfather was a Holocaust survivor. He survived the Holocaust and he was very sensitive to you. He said you were a Jew hater, Peter, that you did not like the Jewish people, that you were anti-Semitic, as the term is used. What Peter said was very profound, and he answered it two ways. The first thing he said was, Scotty, your grandfather is a very perceptive man. I am not a Jew hater. I am not anti-Semitic. But when I was a rookie reporter, I didn't get a hotel room. They gave me a host family. And I was put with a Palestinian Arabic family for a year and a half, and I broke bread with them every night. And I became part of their family, and I suffered a human emotion called sympathy, and I did sympathize with the Palestinian Arab cause in the fight against the Jewish people, Israel. The fight's been ongoing on the border for years. He said, so I did favor the Palestinians. Your grandfather is very perceptive. I'll let you stop there, and then I'll tell you what part two of this conversation is. Sure.
Așadar, la momentul potrivit, Scati l-a întrebat pe Peter, a găsit momentul oportun și a zis, uite, bunicul meu, care este un supraviețuitor al Holocaustului, urmărind emisiunile tale, modul cum vorbești tu despre evrei și aparent îi aperi, le promovezi cauza, perspectivele, el zice că parcă totuși nu ești chiar așa de sincer. Și acest Peter Jennings îi spune că uite ce este, într-adevăr, bunicul tău este foarte perceptiv, foarte intuitiv și a spus ceva foarte profund, anume că timp de un an de zile a locuit undeva în apropiere de familii palestiniene, a ajuns să fie parte a familiilor respective, le-a înțeles foarte bine situația, cum sunt atacați de evrei, cum sunt tot timpul mutate frontierele acolo, ținuți ca într-un fel de lagăr, și a devenit cumva empatic, simpatizant al cauzei palestiniene. Și asta, deci, îl făcea ca în adâncul sufletului să fie cumva chiar orientat împotriva tratamentului pe care evreii îl aplicau palestinienilor. And what happened next? So, he said, your grandfather was a very smart man. He could see that I was in favor of the Palestinians and the Arabs. He said, but it doesn't matter what I think, Scotty. I said, what do you mean? You're Peter Jennings. You're the number one watched news in America. It, yeah, absolutely matters what you think. He went on to say, Scotty, it doesn't matter what I think because everything you see on TV is a media construct and a narrative. It's all created as a construct and a narrative. So here you have the number one newscaster in the world who's reading the news every night to the American people. Millions of homes this news went into. And he's admitting, Marvin, he's admitting it's a construct and a narrative, and this is because of Operation Mockingbird. Da, deci Peter Jennings i-a spus lui Scati că bunicul tău este foarte inteligent, un foarte fin observator, pentru că a sezizat că, într-adevăr, eu simpatizez în realitate cu palestinieni. Dar, Scati, îi zice Peter, să știi că nu contează absolut deloc ce cred eu în adâncul sufletului meu. Și Scati s-a mirat și a zis, păi cum așa? Tu ești cel mai important jurnalist al Americii, pe tine te văd milioane de americani, tu le spui ce să creadă, ce e bine, ce nu e bine. Și a zis, nu, nu are nicio importanță pentru că totul în America este în realitate un construct, o narrativă, o anumită retorică dinainte stabilită. Deci chiar dacă eu, cum ar veni Peter Jennings, sunt în această poziție, nu am ce să fac, nu am cum să schimb acest lucru. El a admis, ne spune Scati în concluzie, că, iată, din poziția lui, cel mai important jurnalist al Americii, totul este un construct, o narațiune ca expresie a proiectului Mockingbird. Yes, so, we go back to the fact that the globalist establishment consisting of the central bankers of London, the Vatican, in Washington, D.C., District of Columbia, and the U.S. military industrial complex, they needed a mouthpiece. They needed somebody to convince the American people in the world that the world was one way when it's really another way. They wanted to indoctrinate, brainwash, and mind control all of us, Marvin. Every citizen of the planet was to be mind controlled. This is where the Five Eyes comes in the five English-speaking countries. They're all involved. They operate in one, in unison. And the globalists control this organization, all of these intelligence organizations. And they end up, mind you,
in other businesses. The CIA was in many businesses. They're not just controlling the media. They're controlling the flow of drug trafficking, human trafficking. They're controlling, even Marvin, the regime changes around the world. The U.S. went into Iraq. We went into Libya. And we ousted leaders. That was all overseen by the CIA. They could not admit what they were doing in Iraq. They couldn't tell us the real story, why they needed to get rid of Saddam Hussein. Why did they need to get rid of Muammar Gaddafi? Why did they oust and throw these leaders out under the direction of the CIA and put new leaders in? They couldn't tell the American public. I bring this regime change up because these are the greatest lies told to man. When you go into a country, you mix your business with another country. You have no business there. What business does the U.S. have in Iraq telling the Iraqi people who their leader is going to be? And so the CIA constructs a story to tell the people while they're taking a regime down. This is one of the greatest examples of Operation Mockingbird. Is the story they told us why they're taking down regimes. Just one example of Operation Mockingbird. Yes. Așadar, Scati insistă că acest stabiliment al globaliștilor, care controlează băncile, Vaticanul, Washington DC, deci cum am mai vorbit noi în alte emisiuni, sunt cele trei centre de putere ale globaliștilor, City of London, Vaticanul și Washingtonul, plus tot acest complex militar-industrial, nu numai din America. Deci ei au nevoie de cineva care să convingă populația de narațiunea lor, să le inducă în minte anumite concluzii, să îi aducă sub o stare de control, control al minții, spălarea creierului. De aceea, toate țările vorbitoare de limbă engleză, care constituie nucleul de implementare a ordinilor globaliste, cele țările membre ale organizației celor cinci ochi, pe care le-am menționat mai devreme, deci toate sunt controlate prin intermediul serviciilor secrete de către acești globaliști. Iar ei, atunci când induc agenda, își implementează agenda, bineînțeles, nu se ocupă doar de media, se ocupă de multe alte afaceri, direcții. De exemplu, CIA-ul se ocupă și de droguri, și de traficul de ființe umane, și de schimbările de regim. Și aici avem ca exemple schimbările de regim din Irak, din Libia, care evident au fost operate în principal prin CIA. Bineînțeles că ei nu recunosc asta, deși parțial o fac. Și Scati ne-a dat exemplu cu Gaddafi. De ce a trebuit să fie dat jos Gaddafi și cum au făcut-o? Au fost puse cele mai mari minciuni în media ca să ofere un pretext opiniei publice că da, acțiunea ar fi justificată. Primul lucru pe care îl fac cei din serviciile secrete când vor să cucerească o țară este să controleze mintea populației și atunci vin cu tot felul de publicații implementate chiar în țara respectivă și ajung să sucească mințile populației, așa cum au făcut și în România. They did exactly the same in Romania. After the coup d'etat in 1989, the first plane from a foreign country that landed in Romania was the one of Soros. And he came with a lot of monies and he established some organizations here for media, for young politicians and so on. And the people that was formed by this organization became the next leaders of the country. And they controlled yes. through media the narrative. These people were all working for, I call it the three-legged creature, the three-legged monster, which is the bankers of London, the Vatican, and Washington, D.C., the military-industrial complex.
they knew they had to control the media, to control the message, and to control the world, move us into a one-world government. They had to control the narrative. They did it by starting to place people in the 50s into our newspaper. That memorandum you put up earlier today, that was related to placing CIA-trained operatives into newspaper organizations, publishing companies, so that that CIA person can control the talking points or the storyline that goes into the newspaper. They later infiltrated and subverted the TV networks and the radio networks. And Marvin, in a congressional hearing in the 70s, the CIA admitted that in the 60s they started to place people into newspapers, TV stations, and radio stations to control. They didn't say the word control the narrative, but they admitted to placing operatives. And next week I'll show that video. I didn't prepare this week to bring the video, but next week we'll show the video of the congressional hearing where they're talking about this matter. I will translate now. Eu îi spuneam lui Scati că la fel au procedat și în România, cum au făcut în Irak, în Libia, adică globaliștii au înființat anumite companii, atât pe linie media, cât și pe linie politică, și acestea au format anumiți oameni care au fost împinși în față ca viitorii lideri ai României. Cunoaștem aceste lucruri, am vrut mai mult să-i spun și lui. Și Scati ne zice că toți cei trei monștri ai puterii globaliste, Vaticanul, Londra și Washington DC, sunt orientați pentru a țese un fel de control la nivel global și ne spune Scati că e foarte important să remarcăm că încă din anii 50 a fost creat un memorandum la nivelul acestor state controlate de globaliști și în acest memorandum era specificat că ziarele, radio, televiziunile, toate publicațiile trebuiesc infiltrate de agenți. Și acești agenți au rolul de a seta o anumită narațiune, un anumit cadru mental care să fie implementat în conștiința populației. Și lucrurile astea sunt bine documentate. Ne spune Scati că în anii 60 a existat o audiere în cadrul Congresului American și șefii serviciilor au recunoscut în America, deci șefii CIA, că da, am plasat agenții noștri în companiile de televiziune și de radio și în companiile de ziare, în publicații. Au evitat să folosească acest cuvânt control, dar este evident că dacă și-au plantat agenții acolo, aceștia urmau o anumită agendă. So, they had an agenda to implement in the mind of the public. Yes, indeed. And as you said, Marvin, it wasn't just America. If you note, every country that had a central bank, every country that was controlled by a Rothschild, Rockefeller, J.P. Morgan central bank was infiltrated with Mockingbird media. It wasn't just in the U.S. They began to control the narrative through their intelligence agencies in the 60s and the 70s. And they're continuing to do it today, and we'll talk about a couple of examples of that. Scati ne spune că, într-adevăr, nu este vorba doar de America să fi fost supusă unor astfel de strategii. Orice țară care are o bancă centrală controlată de familiile Rockefeller și Rothschild a fost supusă programului de spălare a creierelor Mockingbird. Deci, e un nume de cod, dar la asta se referă. Controlul minții populației. Deci, toate au fost infiltrate de agenți care, prin intermediul media, impun o anumită narațiune. Și s-a făcut asta
începând cu anii 60-70, s-a făcut mai intensiv, că se făcea și dinainte, dar din anii 60-70 a fost implementat un program special, programul Mockingbird. I think this is a good time, Marvin, to bring up the American Constitution into this conversation, because we have our First Amendment. The framers of our Constitution, the men who wrote the American Constitution, their very First Amendment is free speech and a free journalistic society where nobody can control the messaging. Everybody is free to speak their mind, and everybody is free to say as they want, even if you don't like what I say, even if I'm speaking hate or speaking vile language or speaking badly about you, I have the right to say this in America because of our Constitution. Because of that, Marvin, they had to control the messaging by infiltrating and subverting the media, because if the media was left to tell the truth and be free in accordance with our Constitution, if we had a free press and we really had journalism left alone, they would never be able to control the messaging. So they needed to take control of the messaging. Marvin, this is communism 101. This is what they teach in communism. You must control the media and the message if you're going to control a population, right? Right. Este momentul, ne zice Scati, să aducem în discuție și Constituția Statelor Unite, pentru că în chiar primul amendament ni se spune că este nevoie să menținem libertatea cuvântului, libertatea de expresie, să avem jurnalism independent. Nimeni nu poate controla, se zice în primul amendament, ceea ce gândesc oamenii, ceea ce vor ei să exprime, cu toții suntem liberi. Chiar dacă nu îi place cuiva ceea ce ne spunem, opiniile, avem dreptul să le spunem. Unii, sigur, poate să catalogheze ca instigare la ură, la violență, dar noi avem dreptul să ne spunem opinia. În America a existat presă liberă, însă ea a fost luată sub control și practic s-a ajuns în prezent ca să fie pus pumnul în gură, cum zicem noi, după tiparele comunismului. And we saw in the past two or three years what happened in America with those movements, social movements, Black Lives Matter and Antifa, and the government, the administration, said to the public in a double standard when they burned the cities. It's okay, it's yes. Free speech. But when somebody wants to defend the point of view of Trump, no, it's violence. It's, how do they say in 6th of January? It's Insurrection. Exactly, yeah. So Marvin, the brilliant men, absolutely brilliant men that wrote our Constitution, had three things in mind when they framed our Constitution. Faith, that being faith in God, family, and the Judeo-Christian principles that America was built on, and freedom. Not just freedom to come and go as you please and direct your own life, freedom to think what you want, freedom to speak what you want, and the freedom to form your own opinions on things. Well, they couldn't have that, right? They had to jump in with Operation Mockingbird to control what we think. We couldn't be left to think for ourselves. They had to try to manipulate. And for many of us, including myself, it was not until 2009 that I came out of the matrix and figured it out, Marvin. So up until 2009, I was like everybody else, thinking what I see and hear on the news is the way the life really is. Amazing. Îi dădeam exemplu lui Scati că
Se folosesc foarte des dublele standarde pentru a interzice pe cineva, o publicație, o mișcare. Și am văzut, de exemplu, în ultimii 3 ani, ce s-a petrecut cu aceste mișcări de masă în America atunci când au apărut manifestațiile violente din partea BLM, Black Lives Matter și Antifa. Administrația a zis că e în regulă, e libertate de expresie. Însă când simpatizanții lui Trump s-au dus la Capitoliu, mă rog, e o întreagă poveste acolo, imediat s-a pus eticheta că a fost insurecție și că așa ceva nu e admisibil, trebuie pedepsit. Nu mai era vorba de voința populară. Și Scati ne spune că în America existau foarte bine respectate anumite valori. Dumnezeu, familia, principiile iudeo-creștine, libertatea în general. Nu doar libertatea de circulație, să te duci, să faci așa cum consideri. Inclusiv libertatea de gândire, de expresie, de vorbire, de a formula opinii. Dar iată că acum se urmărește să se controleze ceea ce gândesc americanii și ne spune Scati că tot așa era și el până în anul 2009, când gândea că totul în regulă, nu se ziza aceste manipulări, dar din 2009 ne zice el că a ieșit din Matrix, a ieșit din rețea și a dat seama că ceva nu e în regulă. Scati, we are at the end of our show. Please, let's draw a conclusion and maybe something to look forward to the next episode. Well, I think we've established today what Operation Mockingbird is and why they brought it into the system, Marvin. They brought it in to control us, to brainwash us, indoctrinate us into what Peter Jennings explained to me, a construct and a narrative. And I'm going to talk about next week the 4 a.m. talking point, Marvin. This is how the CIA implements their Mockingbird media. They send out talking points in a memorandum to the media every morning at 4 a.m. So they're coined the 4 a.m. talking points. Please repeat this expression, the last one. The 4 a.m. 4 a.m. as in 4 o'clock in the morning, the talking points, the 4 a.m. talking points. Okay. These are the narrative the CIA creates for the media each day. Each day, generally, there is a series of bullet points or narrative. The narrative they want to get out for the day is issued in a memorandum supposedly early in the morning at 4 a.m., so it's called the 4 a.m. talking point. I understood. Așadar, ca și concluzie pentru emisiunea din seara aceasta, am stabilit ce este operațiunea Mockingbird, care a fost scopul pentru care a fost indusă și am văzut chiar în perspectiva unui mare jurnalist american, Peter Jennings, că americanii au fost supuși în mod constant unei acțiuni de implementare a unui construct social, a unei anumite retorici, narațiuni. O să mai discutăm în emisiunea viitoare despre memorandumul despre care ne-a vorbit Scati și despre programul de la ora 4 dimineața pe care CIA-ul, serviciile, îl lansează în fiecare dimineață, ceea ce constituie, ceea ce trebuie să gândească americanii pe ziua respectivă. O să încheiem aici această emisiune, care cred că a clarificat multe elemente pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, și îi mulțumim încă o dată prietenul nostru, Scati Sachs. Scati, thank you very much for your presence in the show. It was, as always, brilliant and very illustrative. And we thank look you, forward. I want to add one more thing, if I may, please. Please. So your audience, so next week I will talk about my firsthand experience. I saw with my own eyes the CIA talking points at a CBS network
after a certain event happened, we'll talk about an event. That event has to do with a town called Ferguson, Missouri, and the death of a black man in Ferguson, Missouri, named Michael Brown. Before George Floyd, we had Michael Brown. The same kind of event where a black man was murdered by the police, and how the media used that event through the 4 a.m. talking points to divide and conquer the American people. And I saw the talking points firsthand, Marvin. I'll reveal that next week. It was a private discussion, not public? Private discussion I had with CBS. Yes, with the news director at CBS TV. Mm-hmm. Data viitoare, Scati o să ne spună despre o experiență personală când a văzut cu ochii lui o întâlnire de culise, cum un incident din Missouri, când un negru a avut un incident acolo, o persoană de culoare, și cum a fost interpretată, sau mai bine zis, cum a fost stabilit să se interpreteze și să se lanseze povestea în toate ziarele centrale. Ne reîntâlnim cu Scati joia viitoare, la 9 fără un sfert, seara, și încă o dată îi mulțumesc. Thank you again, Scati. See you again next week at 8:45 on Thursday. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, și ne revedem joia viitoare. La revedere!